Eu te pun de masă. Dacă l-am aplicat. Da? Păi, gata, am plecat cu ea. Ia uite, bă! Mi-a rupt, ești prost? Mi-a rupt. Că se vede. Aici la mal trage ăsta. Bă, gata, am plecat, plecat cu ea. Ia uite, bă! Mi-a rupt, ești prost? Mi-a rupt, mă. Nu știu, deci a dat răsătură ca un crap pleca. Ia uite, și mi-a rupt acum. Mi-a rupt acum, crapul. Deci, bă, a plecat exact ca și capul. Deci, o băga la fund și pleca așa, la teren, în diagonală. Gata, mă, e bine. E perfect. Hai să refacem montul acum. Bă, da, și aveam forfa de 0.12. S-a simțit puțin așa în tensiune și s-a dus. Da, aia la tine? Să mai leg o dată. De ok, vezi, dar până n-am pornit filmarea n-a tras. A tras peștele pe live. Chiar vreau să mă uit. Bă, că să facem montul repede. Stă ăsta așa mai pe spate. Dar încearcă, mă, zici că ce să... Dă-o n-ai, bagă pe râmă, dă-le pe vermușcă, ce dai la plătică. Ori vine ceva bazat ori așa, uite acum, cine a crezut că-mi trage mie. Aici am zis că e apa, că n-ai adâncă, ci știi ce ai, ăsta e un metru. Mai e puțin mai scurt aia, că am pus-o direct așa pe fir. Și am aruncat și nadă. I-am aruncat și nadă, de-aia vei da-l naibii. La ce, mă? De 20? Nu, nici de 20 nu e. E de 18, cred. Hai, mă, că nu prindem noi boală, ori. Uite, iar îndrage. O ciocă în ea. Ia, uite-mă. Caras. Da, cărășul am luat. Cât e. Cât palmă. Frumos caras. Da. Nu de la undiță, că nu e, Alex. De la lansetă, că lansetele stau, ce? Bă, frumos caras, uite-mă ce fac. Exact de râu. Nu cade ăsta aia, suport. Uitați-vă, Doamne! Un cărășel. Iar nu cred de suportul ăsta.
stăm asta aici, legată. Tu ai făcut nodul ăsta, nu? Dacă se rupe, e vinat. Hai, Doamne, ăștia să prindem mai cărășiște. Deci prima a fost ruptură, fi fost mai mare sau tot așa. Înseamnă că a venit bancul de carase aici. I-am pus o rămoaie. Uite, bă, nu mai vreau să ies asta de aici. Pune tot așa o râmă bazată. Și ziceam, uite bă, nu mai sunt boli, să mai prinde și noi un caras. Doamnește! Profund așa frumos. Ce vreme de nu mai sta, am dat-o pe ea. E apa mai mică aici? Așa. Dai cu pietre, mă? Uite și pe asta, pe lanseta asta n-am tot montură cu râmă. Dar de ce nu mai sta așa zăplut acum? Gata. Frumos, așa înclinată cum trebuie. Merge, mă, merge. Ia vezi că ți-a plecat cu ea. Poate pui și tu un crap. Săbioară. Oblețoi. Unde spune asta? Aici. Săbioară. Ai o cărpă pe aici? Da. Am văzut, da, las. Mersi. Cred că mai că au fi tot peștele la mal și noi dăm încolo, departe. Atunci când ne-am băgat la răia, mai știi, cu barca și aia la mal, l-au nenorocit și noi cu barca la stufurile aia n-am prins nimic. Uite, aia vezi? Aia-s cu barca pe acolo. Ce-a făcut? Așa mai bine dai pe lângă alea unde-i în fața la stuful ăla. Am încă mă, Nadă, deci tu la... Pune, de la ei, acum mic, după aia nu e. No. Maxim o să mai bag o undiță, cred că. Ce trăsătură a avut ăla al doilea, acum zice că e săbioară, îmi zicea aia. Că am aruncat-o și deja o ciocană și zic că e trebuie din a luat-o roșioară, deja nu îmi lasă să coboare râma. Da,
Unde, mă, pe colț, că n-ai unde să lucrezi. Mai bine, dar e mal. Păi în mal de-aia ține să te muști cu fii de astea. A, era o iamă cu mașina aia. Eu te-am dat în lansetă, fii atent, pe urmă. A dat un cioc. Hai, mă, iau bine, dar dacă a luat-o așa, e clar, fii de la micuț. Dacă poate începe concertul. Să știi că o să dau lanseta asta mai la dreapta puțin așa aici, cu undița aia o să dau cam tot acolo puțin mai în dreapta și cu aia de 7 metri o dau fix în colț unde se termină brădișul acolo. Asta e, să vedem ce zice lanseta asta, că vrei. N-am încredere, mă. Vrei să-ți miroase ție mâna pește? Uite, uite, hai, mă. Nu e că a ridicat-o puțin. Aia unde o fi fost, mă, dar s-au dus cu barca până pe mala alaltă. Au băgat. Uite, ăla o ia așa pe aia gonflabilă, a spart-o până scoicele de acolo. Ia uite-mă ce sare să bie oară. Nu e, mă, joacă ea. O fi ce să plimbă pe aici, bibancio. Bibanel. Da. Păi aici e de venit când e. Adică măcar știi că cam ăsta mai rămas singurul loc din zona așa unde se mai prinde ceva într-un fel. Zic și acum că apuși un caras și zic că e bună zona. Dacă nu pui de-a divica, mai vedeam. Ia, ce se întâmplă? Mă pune pe lată, ce se întâmplă? Păi și ceea ce ai pe alea alte? Pe undițele alea mă? Da? Uite-mă cu o joacă, mă, ori bate vântul în ea, ori. Bate vântul. Cădem peste astea, ți-a zicea drecu. Și unde ai tu aia? În? În spate, în husa aia? De ce ai dus-o? A? Lasă-l să zboare. Așa. Ce pungă zboară? Muna aia de la montură? Ia vezi, mă, că a ciucănit-o. Hai, mă. Haideți, mă, băi, ștuții mei. Parcă a dus-o mai în stânga să-mi bat picioare. Unde ai dat ultima oară cu asta? Dar asta e înnădită aici. La jumătate, nici pe focus.
contează. Măcar să rupă. Cam atât era gâta. Gâta mai scurtă la ea. Da? Ce contează că e cât aia? Cât ăla 6 metri. Mamă, ce car moc de ale mai pun acum. Nici la asta nu vine. Mamă, ești că am dat cu piatră. Adevărate plute. Asta. Să le așezăm frumos. Să găsim apa. Prea mare. Ce vrei, mă? Cred că se găsesc apa perfect acum și la asta. Bă, dar ce undiță nu puteai să o faci, mă, și tu. Aici sperii astea când arunc. Hai, mă, stai, mă. Tot e, mă, mare apa. Acolo o las, nu mă n-ai mine, mă miță. Aia m-a început vântul ăsta de boală. Ce, mă? Suntem pe el. Ce îmi place că a început vântul ăsta. Mor pe timpul ăsta. Vara nu poți să vii la pește de caniculă și după ce trece canicula, când vine septembrie, octombrie, gata, e mai vânt în continuu.
mă, lanseta asta, ori o fi pește în ea, ori a mâncat toate alea și aia dat a fost când a tras. Așa, bate. Ia uite, a sărit acolo mare, crap. S-a auzit în stânga aici. Nu mai e soare. Da, a venit crapul. L-a speriat. A băgat-o la fund odată. Dă-mă că a dispărut pluta deodată, m-am uitat în stânga și pe aia, că m-am uitat, nu era pluta. Păi știu la undița asta e nouă, undița asta e nouă cu asta, aia la altă nu văd. Și am pus un carmoc de rămă. Ia uite cum dăm asta. Dacă l-am luat, cred că... Da. E ceva și în asta. Oho, ia vezi, mă, tot caras ceva mare. Dacă n-a scăpat. E ceva, dar nu știu ce. Merge, mă, filmarea? Merge. A, uite, bă, tot caras. Sau plătică. Plătică. Plăticuță. Nu? Să vedem. O plăticuță. Dar dacă întregea la asta, nu mă lasă peștea asta să mai dau. O, șorfă. La râmă. O băgăm aici, mă? Că mai prin 10 le luăm, dacă nu le dăm drumul ăsta. Bă, că nu mă lasă pește ăsta deloc să dau. Ba, tragi la aia, ba, tragi la aia, stai, că am zis că fac pe aici. Mă obosești deja, dau la 3 de-astea, mi-a dat la fiecare, tu ai 4 scule, dai pe zici un pește. Ia, îți dau și ție o trăsătură? Hai, lasă-mă alea, că nu fac nici cât carasă la alea, la grămaș. Nu-i mă bombă, e mântură cu două ace. Hai, mă, ia uitați-vă. Vântul, mă! Nu știi că de obicei peștele trage pe vânt, așa se întâmplă.
n-ai unde mai trezi. Dar ia-ți... Ia-ți undița mai bine, mă. Ia-ți undița aia care mai... Vrei? Eu trebuie să vezi Plutar, că fuge cu tot cu undița, când e. Dar dacă printre de-asta... Plăticuță de-asta la... Undi, la lansetă nu mai dau. Să putea să nu bată. Să punem și niște nadă. Unde e nadă? Ia, ce mai zice pondița asta. Na, da, mă, deși mie. Împinge-o mai spre mine dacă tot ești aici. Că așa și ai văzut că de obicei faci la nadă și tot cu ea, pleci acasă cu ea. Așa. Lasă-o mai omectăm puțin. Anda cu piatra. Asta voiam să o dau mai lângă stuful ăla, nu știu, lângă brădișul ăla. Nu vrea, mă, naibii. Așa, uite acolo, perfect acolo, mă, cățe așa. Perfect acolo. Suntem bine cu toate. A potoli și vântul. Acum începe a clan de ochi. Ce mă dai pe virmuși? Pe dana mici? Pe râmă. Păi pe virmuși dacă n-ai văzut o săptură, de ce mai dai? Dă-i în fața ta. Bravo, fix peste mine aproape, da.
Uite, bă, mai sunt înțeles și acum, mă. Da-i. Că nu știe bun duel. Am un cabin. Să băgăm pe una bun duelo. Asta de acolo din colț. Și are mă cărasul ăla. Cam un duelo. Dă și mie un vierme. Un vierme alb. Așa, mersi. E viu măcar? Bun, deci când dai cu pluta asta, deci când dai cu pietre. Ia uite unde am dat acolo. Nu e că dacă dau... Păi acolo am dat, mă, unde dau acum? N-am dat la mal aici, e mai în față, oricum e apa mică, n-are niciun metru. Sau un metru pe acolo. Și am băgat acolo o boabă. Uite, vezi, iată, uite, vezi, acum asta e, s-a ridicat. Sau deja trage, cred. Am aruncat și câteva de alea și am băgat o boabă cu un viermul și în cap, așa. Și asta la altă părâmă, unde a tras și prima oară, tot pe aici, în zonă. Trebuie să vină. E ăla singurul caras. Eu te-a dat în lansit acum? Sau mi s-a părut mie? Da, cu părere de rău, partida s-a terminat repede deoarece a venit ploaia. Cam aceștia au fost peștii, un caras, o plătică, a mai avut o ruptură la început, după cum ați văzut. Și vom mai reveni pe acest loc. Până data viitoare, fire întins și nu uitați să vă abonați.